General Cristian Barbu, mulțumesc pentru intervenție, domnule general. Ne cam urechează domnul Culeba pentru că nu a sosit sistemul Patriot. Nu este clar când o să ajungă sistemul românesc în Ucraina. Ce credeți dumneavoastră? Pentru că au fost mari controverse. Președintele Klaus Iohannis ne-a anunțat că dăm, dar primim și noi ceva la schimb și vedem ce se întâmplă. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, Ucraina are nevoie de aceste sisteme de apărare antiaeriană foarte performante, mă refer în special la Patriot. Deși mai au vreo 4-5 sisteme, dar nu atât de performante cum este Patriotul. Și am văzut în ultimile zile că s-au intensificat atacurile aeriene, mai ales cu acele kinjaluri, acele rachete care spun rușii că sunt hipersonice, sigur, greu de doborât, dar numai cu Patriotul se poate face acest lucru. În ceea ce ne privește pe noi românii, sigur că ne-am angajat că vom oferi un astfel de sistem, dar a fost o condiție pusă atât de președinte cât și de ministrul apărării naționale. Ideea de a continua o serie întreagă de demersuri pentru a primi altceva la schimb, fie un sistem similar, fie alte sisteme care, până când vom obține un sistem similar cu Patriotul sau un alt Patriot, să ne asigure această apărare antiaeriană. Și n-ar mai fi o chestiune chiar ușor de trecut cu privirea. Trecerea din patrimoniul Ministerului Apărării Naționale în patrimoniul unei țări care nu este NATO nu este o chestiune care să se rezolve într-o zi, două. Sunt o serie întreagă de demersuri pe care sunt convins că guvernul României trebuie să le îndeplinească în acest sens. Cu alte cuvinte, nu cred că ne vom retrage această promisiune vis-a-vis de Ucraina, dar trebuie să se înțeleagă faptul că și noi avem, pe de o parte, nevoie de a asigura apărarea aeriană și apoi de a respecta toate canoanele, dacă vreți, din punct de vedere administrativ și legal pentru a oferi acest sistem. Da. În ceea ce privește SUA sau Olanda, este o altă problemă, probabil că legată de anumiți pași pe care aceste țări urmează să îi facă. Da, tocmai aceasta era întrebarea. Dacă SUA și Olanda deocamdată nu au furnizat, care sunt așteptările? Și din experiența dumneavoastră, cam când ar ajunge acest sistem al nostru către ei? Noi aveam unele care erau operaționale, dar nu puteau fi folosite. Așteptam să mai vină alt sistem? Cred că până la sfârșitul anului vom putea să onorăm această promisiune. Nu mai este așa mult până la sfârșitul anului, dar sigur că totul depinde până la urmă și de ceea ce ne va spune partenerul nostru strategic și ne vor spune Statele Unite cu privire la înlocuirea acestui sistem Patriot. Pentru că din Europa nu putem face rost de ceva asemănător și, cum spuneam, atât de performant. Așadar, așteptăm un răspuns ferm și din partea Statelor Unite cu privire la posibilitatea de a achiziționa încă un sistem și celelalte trei care sunt deja în baza contractului plătit sau în sfârșit în curs de plată să ajungă în țară. Ați văzut că termenele au fost cumva aruncate către 2026-2027, ceea ce înseamnă foarte mult pentru România. Mulțumesc, domnule general Cristian Barbu, pentru analiza dumneavoastră. Urmărim